Deci este foarte important
să ajungem la punctul în viața noastră în care realizăm, da, am nevoie de creier, pentru că trebuie să traversez strada, să conduc mașina și așa mai departe. Dar este în același timp foarte important să avem acea capacitate de a ne centra înăuntrul nostru și să găsim răspunsurile la ce dorim noi, ce este, să înțelegem ce este important în viața noastră pentru noi, pentru evoluția noastră spirituală, pentru ridicarea în conștiință. Nu le vom găsi niciodată în lumea din exterior, ci înăuntru nostru. Și trezirea inimii iluminate presupune anumite tehnici, nu? Da, este un sistem pe care Drumbolo l-a creat de-a lungul timpului. Primul workshop pe care Drumbolo l-a creat se numea Floarea Vieții. Și, practic, ce se întâmplă în acest workshop, care este foarte intens și deosebit, se studiază foarte mult, se vorbește despre geometria sacră, care stă la baza creierului întregului univers. Și despre activarea Merkabei. Și aici, cred că mulți dintre cei care vizionează această emisiune acum, cred că sunt mai familiar cu ce este Merkaba sau studiul Merkabei, decât cu trezirea inimii. Fiind un concept mai nou, ca să spunem așa. Deci, el a pornit de la cursul pe care îl ținea workshop-ul unde se activa Merkaba, care, de fapt, Merkaba este corpul nostru de lumină. Și în timp a creat, studiind și meditând și fiind în conexiune cu diversi maestri ascendenți, a creat un nou workshop, un nou sistem, a scris și cartea Trăirea Inimii, Living in the Heart, pe care l-a dezvoltat într-un, practic, a ajuns la concluzia prin tot ce a primit informație care a fost dată, că toți avem capacitatea să coborăm în inima noastră. Să coborăm în inima noastră, să trăim din inima noastră, chiar dacă mergem pe stradă și funcționăm într-un sistem de societate și mergem la servici ca oricine altcineva sau la școală. Deci este un stil de viață. Un stil de viață și ajungem să stăm în inimă. Să accesăm informațiile din inimă și chiar să creăm din inimă. Și ce putem crea din inimă, ne creăm o nouă realitate. Dar cine pune informații în inima noastră, acelea exact care ne trebuie pentru noi, pentru fiecare lucru care îl facem? Noi. Deci noi înșine ne punem noi în inimă? Practic, în inima noastră, și poate îi voi incita pe faptul mult să citească această carte, dacă nu am citit-o încă, în inima noastră se găsesc stocate toate informațiile despre noi, despre noi, acum sau altă dată. Deci cronica acasă se găsește în inima noastră. În momentul în care accesăm acest spațiu sacru al inimii noastre, accesăm, și se poate face într-o stare de meditație, bineînțeles, ne desprindem cât mai mult posibil de mental și rămânem în inima noastră într-o stare de meditație. Este foarte simplu și este în același timp foarte complicat. Păi mai putem să mai facem acțiunile de zi cu zi dacă rămânem așa într-o stare de meditație centrată? Nu este nevoie. Știți ce se întâmplă? Părerea mea, am discutat cu multe persoane și chiar am avut la un moment dat o discuție și cu Drumbolo și cu grupul cu care lucrăm cu Drumbolo. Pentru ca ceva să devină un obicei, absolut orice, îți trebuie 21 de zile. E standard. Standard. Chiar am fost uimită când am început să-mi dau seama de acest lucru, când eram copil, tatăl meu îmi spunea, faci asta 21 de zile și devine obicei. Copil financiar. Tata, știți cum toți copii. Și după aceea, începând să studiez diverse lucruri, în special în spiritualitate, am observat o respirație dintr-un anumit fel, o faci 3 săptămâni și devine, o implementezi la nivel de subconștient, devine parte din conștiința ta. O meditație care o faci de a te aduce în inimă, a fi conștient că ești în inimă și repetând același lucru de fiecare dată când simți că ai ieșit din inimă. Cum știm că am ieșit din inimă? Dacă sunt în calmă, în liniște, simt iubire, liniște, pace. Și la un moment dat vine cineva și începe și vorbește urât sau, nu știu, un șofer pe stradă, intră în tine cu mașina, îți ieși din inimă și începi, te agiți. Ok. Nu mai sunt în inimă, dar sunt total în cap și încep ca tot felul de scenarii. Cumva trebuie să devii conștient că ieși din inimă. Exact. Conștientizezi, îți dai seama, eu nu mai sunt în inimă și prin anumite tehnici pe care, se lucrează, poți intra mai ușor sau mai greu, depinde de unde ești în acest proces de evoluție, pur și simplu cobori înapoi.
Și o să ajungi la momentul în care pur și simplu o respirație este de ajuns să te cobori în inimă. Și în momentul respectiv se face liniște și pace, pentru că, după cum știm cu toții, ceea ce dăm în afară este ceea ce primim înapoi. Da? Legea rezonanței, legea fină. Suntem o oglindă pentru ceilalți. Am o întrebare. Dacă 3 săptămâni, 21 de zile, durează ca să îți creezi un obicei, ne putem lăsa de obiceiul în aceeași perioadă sau o să dureze mai mult? De ce vrei? Așa, alea care le considerăm noi ca fiind benefice. Da, cred că da. Experiența mea proprie, da. Sincer o să fiu, din cei, de când am avut onoarea și privilegiul să devin parte din școala lui Dramolo, am făcut aproximativ 25 de workshop-uri al colegii. Mulți înainte. Mulți înainte. Și am observat, mulți dintre, sunt așa, să zicem, un procentaj de 10% din cursanți rămân foarte înrădăcinați în aceste metode. Și predând cursuri și în București, în România în general, și în America, chiar și prin apropiarea României, am cunoscut diverse culturi. Deci, nu numai cultura din România, obiceiurile de aici, stilul oamenilor, dar și prin Macedonia și în America. Și dau seama că, de fapt, nu contează naționalitatea. Nu contează unde ai crescut, obiceiurile. Sunt oameni care, în clipa în care au avut acea trăire, în timpul workshop-ului, în inima lor, este un limbaj universal. Și trece dincolo de granițe, dincolo de cultură, dincolo de absolut tot. Este ca și cum nu ar exista o limbă care să-i despartă. Nu este că vorbește engleză, croată, sârbă sau engleză. Pur și simplu, nu mai contează momentul acela. Și am observat acest lucru și la workshop-ul lui Dramolo, în Sedona, când m-am dus de câteva ori, fie ca participant, fie să îl ajutăm cu câțiva colegi, și observam că acolo este ca Națiunile Unite la workshop-ul lui, aproximativ 100 de persoane de fiecare workshop, și vezi lume de absolut oriunde, din toată lumea. Iar când se fac anumite exerciții, anume ziua curățării, care este absolut sublimă, după, la sfârșitul zilei a doua de curățare, îți face un healing, așa, la sfârșitul zilei, fiecare om care pleacă din acea sală nu mai este același care a intrat acolo. Își schimbă conștiința. Își schimbă conștiința, are niște trăiri atât de intense, încât sunt pur și simplu transformați. Eu am avut persoane la workshop care în a doua zi facem această sesiune de vindecare, ziua vindecării. Și până la prânz discutăm despre vindecare. Și încă logica este foarte activă. Și încep cu întrebări și deja îi observ care sunt cei mai angajați în logică. Și încep și cu tot felul de întrebări. Și e clar logic. Și mai am câte cineva care mă ajută, stăm, ne uităm, unii alții zic, ce ne facem? Că cum îi aducem pe toți, facem meditații, relaxez și vine domnul sau doamna foarte logic. Luăm auza de masa de prânz, ne întoarcem, facem partea a doua, care este vindecarea în sine. La sfârșitul zilei, cei care erau cei mai blocați în logică, pur și simplu, sunt, parcă sunt drogați. În ce sens? Pentru că accesează, au niște experiențe atât de puternice care sunt absolut total opuse logicii și întrebărilor pe care le puneau înainte de sesiunea de vindecare. Simt anumite lucruri. Deci, le dispar întrebările și se înlocuite cu simțire, nu? Simțire și sunt bulversați. Că nu înțeleg cum s-a întâmplat așa. Cum am văzut? Nu numai că au văzut, deci nu halucinez că văd ceva, dar am simțit. M-am conectat cu cei cu care lucrez. Deci se produce o conexiune la nivel de chakra inimii. Da. Și sunt, pentru că se lucrează în grupulețe și toți, practic, se conectează în inima lor. Cu toții. Și este atât de puternic procesul, încât chiar acești oameni sunt absolut incredibili. Nu ne vine să creadă ce se întâmplă. Da. Vreau să vă întreb. Există o diferență între Reiki ca și sistem și trezirea inimii iluminate ca și sistem? De fapt, nu. Și da, și nu. Adică la Reiki presupune folosirea anumitor simboluri ca să deschizi anumite chakra, anumite așa. Aici, cum se face acest lucru?
Acest lucru, de ce spun că și da și nu, și o să explic așa succint. În Reiki, da, se folosesc simboluri și, practic, eu așa am început drumul meu spiritual prin Reiki și prin toate sistemele pe care le-am făcut și sunt extrem de fericită, pentru că altfel nu ajungeam la Dragolo. Am ajuns, de fapt, la Dragolo pentru că am făcut Shambhala Reiki. Și studiind Shambhala Reiki și fiind interesat să descoper mai mult despre floarea vieții și maestrii ascendenți, am dat în lucrările lui Dragolo. Am descoperit lucrările lui Dragolo și de acolo nu mai m-am oprit. Dar deci este asemănător pentru că accesează informație care, exact cum am spus, provine tot din maestrii ascendenți. Deci cunoașterea. Dar este ca un fel, hai să numim o altă ramură. Este mai mult bazată pe o stare de meditație și de a accesa, de a avea capacitatea de a ne relaxa de ajuns de mult, să ne deconectăm de creier, să coborâm în inimă prin meditație. Iar în clipa în care suntem în inimă, pot spune că undeva energetic, prin energia universală, prin prana, prin energia care curge prin noi, într-un fel se aseamănă cu Reiki. Că și Reiki, atunci când folosim anumite simboluri, când știm cum să lucrăm cu energia, putem să vindecăm. Și prin această metodă, în clipa în care trăim în inimă, suntem în inimă și avem capacitatea, conștientizăm și simțim cum aducem prana în inima noastră, putem să direcționăm această prana, această energie, să ne vindece. Putem să ne vindecăm. Să faceți asta și cu spectatorii Live Spirit care se uită acum la noi. Da. Direcționați puțin din energie. Poate la alte spectatori vom face o, nu știu, o meditație ceva. Da, ar fi interesant. Ar fi interesant. Dar, la, ca să intri în această stare de meditație, prin care îți poți accesa inima, că de aici este vorba de trezirea inimii luminate, trebuie să recurgi anumite tehnici de respirație, spre exemplu? Nu neapărat. Am avut însă și oportunitatea să descoper că anumite sisteme de respirație ajută oamenii să-și deschidă inima. Știți, problema principală ca cineva să poată să completeze acest workshop cu succes este capacitatea de a ne elibera de traumele emoționale pe care le-am avut. Cândva, în această viață sau altă dată. De ce? Pentru că toate traumele emoționale ne produc așa un blocaj la nivel de chakra inimii și energetic, dar pur și simplu și chiar și conștient. Frica noastră de ceva provine de undeva și aceste frici ne produc o barieră care ne opresc pe noi să intrăm într-o stare meditativă în inimă. Înțeles. Păi și nu produc și blocaj la nivel fizic? Adică și probleme de sănătate? Bineînțeles, pentru că fiecare boală întâi apare la nivel emoțional. Deci orice traumă emoțională care nu este adresată în timp util, într-o viață sau alta, la un moment dat începe să se materializează, bineînțeles, energetic și la nivel fizic. Deci pot spune că cunosc oameni care, făcând acest workshop și lucrând, deci nu am terminat 4 zile de workshop sau 5 zile de workshop și gata, m-am vindecat de tot, mai nimic, sunt total curat. Nu. Lucrând, continuând să lucreze și devenind consecvenți și stând în inimă, lucrând cu ei înseși, meditând, ca să spun, deci parte din acest workshop, la finalul workshop-ului, fiecare cursant are oportunitatea să învețe cum să creeze din inimă. Să creeze ce? Ceea ce își dorește. În viață. Își proiectează practic viitorul. În viață. O dorință. Dorința mea e să mă vindec de, nu știu, cancer. Să mă vindec, mă doare genunchiul. Am artrită. Nu știu, să mă vindec sau să călătoresc. Vreau să fac o excursie în Egipt și nu am bani. Dorința mea e să ajung în Egipt, să văd piramidele. Deci, o dorință. Ce, creând o nouă realitate pentru noi, este ca și atunci când ai crea un nou vis. Ca și cum ai visa conștient. Am înțeles. Deci noi când dormim, visăm și visăm inconștient, pentru că nu ne controlăm visele. Prin aceste tehnici, după ce, bineînțeles, nu făcând-o doar o dată de două ori, dar devenim consecvenți și lucrând cu noi înșine, putem să ajungem să visăm conștient și să ne creăm o nouă realitate. Mai există o doamnă profesoară care am lucrat și o maestră, Catherine Sheinberg, cu care aveți și cartea tradusă și o recomand tuturor, de aceea am și hotărât să o publicăm. Cartea este la editura? Aici, la editura. Și se numește? Cabala și puterea visării.
Și o recomand cu căldură, o recomand tuturor cursanților. De fapt, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am ajuns să avem această carte publicată în România. Lucrează foarte mult pe imagini și asta avem nevoie, pentru că imaginile sunt foarte sugestive. Noi suntem prinși atât de mult în mental încât uităm de imagini. În această carte, cât și în tehnicile lui Trambolo, este foarte important să avem această capacitate, să ne dezvoltăm capacitatea de a vizualiza. Am uitat să vizualizăm. No. Pentru că noi, în permanență, dacă ne uităm cum se desfășoară o zi, ne ducem, ne așezăm în pat și ne gândim ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Și dacă veți citi această carte, Cabala și puterea visării, veți vedea că există alte tehnici unde se poate derula ziua prin imagini. Și dezvoltându-ne imaginația, putem să lucrăm cu anumite tehnici unde intervine vindecarea, evitarea problemelor pe care le avem sau le-am avut astăzi sau acum da. Sau în altă dată, ce ne aducem aminte. Deci dezvoltarea capacității noastre de vizualizare. Ce este foarte interesant este că atunci când trăim în inimă și creăm din inimă, orice sentiment pe care îl avem din inimă, îl creăm în iubire, în unitate. Aceasta este cea mai mare diferență dintre creația în inimă și trăirea în inimă și cei care poate au avut oportunitatea să citească cartea sau documentarul Secretul, The Secret. Asta vreau să vă întreb. Adică... Aceea este creația din cap, mentală. Și, adică rațional. Rațional. Și Dramul explică foarte frumos în cartea și în workshop-ul lui. Atunci când creăm din creier, creăm în dualitate. Da? Creierul are partea stângă-dreaptă, pozitiv-negativ, bun-rău, alb-negru, rece-cald. În inimă, ești în iubire, ești în unitate. Deci nu mai există dualitate. Nu există dualitate. Deci cei care creează din creier, dacă au ei creează un eveniment pozitiv în viața lor, cândva, undeva, din spate, o să vină și un eveniment negativ. Pentru că nu se poate altfel. Deci creierul creează numai în dualitate. Și aceasta este caracteristica dimensiunii a treia în care trebuie. Dar se spunea că emisfera, una este rațiunea și una este intuiția. Da, dar deci, o creăm ceva, dar partea cealaltă va crea altceva. Am înțeles. Deci întotdeauna, deci trăind într-o lume duală, nu putem să creăm numai bine. De aceea sunt exemple când într-un popor undeva se roagă pentru pace și se întâmplă ceva, pentru că zice mai 1000 de oameni se roagă pentru pace într-un locșor, se creează pace permanentă sau temporară acolo, dar în altă parte începe un război la un moment dat. Încă, cumva vreți să spuneți că se echilibrează. Se echilibrează, da. Asta este caracteristica lumii duale. Noi trăim într-o lume duală. Treia dimensiune este o lume duală. Și absolut tot ce se întâmplă în această lume, până când omenirea nu va ajunge la un nivel de conștiință ridicat, ca omenirea să fie în inimă, să majoritatea, deci știți, e un coeficient, un punct critic, după populația lumii să ajungă să trăiască în inimă un anumit procentaj, până în acel moment vom avea astfel de efecte ale lumii duale în care trăim. În momentul în care noi reușim să fim de fapt, Greg Braden, care este iarăși un autor pe care îl recomand tuturor să îl descopere, dacă încă nu l-au descoperit, spune că acel punct critic va fi atunci când 10% din radical numărul populației planetei, care este 7 bilioane în momentul de față, va fi în inimă, va simți, va trăi din inimă, atunci se produce acest shift, această schimbare a planetei în conștiință. Păi și anul 2013 mă gândesc că tocmai spre acest deziderat. Absolut. Nu? Ne îndreptăm? Da, da, ne îndreptăm cu pași vertiginoși. De exemplu, noi când accesăm chakra inimii, noi ne accesăm cumva pe noi înșine? Da, ne accesăm pe noi înșine, așa cum spuneam. Deci în chakra inimii, este atunci când intrăm și în inimă, este practic în acest loc energetic, la nivel energetic, bineînțeles, la nivel fizic, există acest
spațiu sacru, cum Drangul îl numește spațiul sacru, și chiar un spațiu și mai mic decât spațiul sacru, înăuntru spațiului sacru, care se numește cel mai mic spațiu al inimii, cel mai sacru spațiu din inimă. Și în acest spațiu există acel loc, știți cum se spune că Dumnezeu trăiește în noi, că suntem copii de Dumnezeu, acea, să numim, sămânță divină, acea bucățică de Dumnezeu trăiește în noi în acel spațiu. Și chiar Dragul ne spunea la un moment dat, zice, nu știu, dar poate așa este. Deci, nici eu nu știu. Dar se pare că sunt foarte mulți chirurgi care fac operație pe inimă și știu că există un anumit punct când deschid pieptul cuiva și intră, fac operație pe cord deschis, dacă se atinge un anumit punct, indiferent care era stadiul de boală, mai gravă sau mai puțin gravă a pacientului, dacă atinge acel punct, moare instantaneu pacientul. Zice, nu știu, dar poate ăla o fi. Zice, nu știu, dar nu sunt medic. Dar există acea posibilitate, oricum, în meditații, când și majoritatea oamenilor au niște experiențe incredibile, cei care pot să ajungă la un nivel mai adânc în meditație, în acel spațiu, într-adevăr, există conexiunea noastră cu Divinitatea. Și multă lume întreabă, bine, dar eu pot să ajung acolo, pot să mă conectez eu cu Divinitatea, merit eu, și așa mai departe. Și am luat concluzia, dacă ai putut să intri în inimă, dacă ai putut să intri în spațiu sacru, dacă ai putut să intri în cel mai mic spațiu și cel mai sacru din inima ta, înseamnă că ai voie. Că poate te-ai curățat, ai înțeles, ai plătit, ai conștientizat tot ce ai făcut sau ce n-ai făcut, prin ce ai trecut și ce n-ai trecut, lecțiile pe care le-ai primit și curățările pe care le-ai făcut te-au adus în final, acum, la punctul în care poți să faci acest lucru. Dar în momentul când te afli în meditație și ești centrat cumva în chakra inimii, traducerea stărilor, a sentimentelor, nu se face tot prin intermediul rațiunii? Nu. Sau este altfel? Este altfel. Deci, modul în care eu simt, nu este tradus prin rațiune. Nu este tradus. Dar dacă explic cuiva, îmi folosesc rațiunea ca să explic ce simt. Da, și știți ce se întâmplă? Este o chestie incredibilă. Majoritatea oamenilor spun, am văzut ceva care arăta ca și. Am simțit de parcă. Era ca și când sau ca și cum. Pentru că nu au o explicație în cuvintele pe care nu le cunoaște. Nu există un bagaj de cunoștință cu care să compară. Absolut. E ca și cum eu aș vedea acest fotoliu, dar în limba română, și nu numai în limba română, în bagajul nostru de cuvinte, nu există un cuvânt pentru un fotoliu. Și eu pot să spun, măi, am văzut un scaun care era, nu știu, o chestie, era ca un scaun, dar avea niște brațe mai înalte și o chestie așa pe care te lăsai. Deci încerci, oamenii încearcă să explice ceea ce simt, ceea ce experimentează cu cuvinte, un bagaj de cuvinte pe care noi îl avem într-o limbă. Deci nu contează limba, acest lucru se întâmplă universal. Și în momentul respectiv, ei încearcă să explice ce se întâmplă, dar nu au bagajul de cunoștință. Și cineva, Dan Bule, cu care facem respirația, tehnicile de respirație, dădea un exemplu care mi-a plăcut foarte mult la una dintre prezentările lui și spunea așa. Zice, imaginați-vă că trăiți într-o lume duală, adică într-o lume care nu este trei dimensiuni, ci doar două dimensiuni. Și unul de acolo vine până aici, la noi. Și noi îi dăm o minge, Vede mingea, se uită la ea, o vede, o percepe și o trimitem înapoi, în lumea lui. Unde nu există trei dimensiuni. Și el se duce și încearcă să le explice celor de acolo cum este o minge. Cerc. Dar nu există cerc. Dacă ești într-o lume în care nu există de două dimensiuni. Și atunci zice, cum va explica? O va explica, mingea va fi percepută ca niște felii. Ca și cum ai felia și primește o bucățică, o felie, ca să poată să creeze o imagine. Probabil ar spune, ai o felie de ceva, că e, deci de flat, dar e drept, nu are a treia dimensiune. Deci felie, până când cumva creează ei conceptul de ceva rotund. Dar cum ar fi acel ceva rotund? Și noi avem experiențe când intrăm în inimă,
de dimensiune superioară, de dimensiune 4, de ceva... Vreau să vă întreb, da. Cum arată inima la dimensiunea 4-a oare? Sau lăsăm asta ca fiecare să-și descopere? Da, cred că fiecare trebuie să-și descopere. Pentru că nu cred că există un mod de a reprezenta deocamdată 4D-ul în 3D. Nu, este foarte, adică, din nou, ne intrăm în cuvinte. Și nu putem... Pierdem esența. Esența este să experimentăm. Și ne întoarcem la toți marii maestri care au existat vreodată pe această planetă pe care așa cum o știm noi, măcar din când ne aducem aminte în această eră, care spun că totul există înăuntru tău. Și ca să te descoperi pe tine, intri în tine. Deci cunoașterea de sine trece mai întâi? Nu există în afara noastră. Și sunt oameni care caută o viață întreagă, se duc în pelerinaje. E bine? Bineînțeles că e bine. Pentru că fiecare incursiune de genul acesta îți aduce o experiență care te face să te gândești, te face să cauți, dar în final, tot în tine găsești acel ceva. Că poate să-mi spună mie 100 de oameni, Mihaela, e bine să faci așa, Mihaela, e bine să faci așa. Și îmi spune chestia asta și o auzi zi de zi până când mă spală la creier. Dar tot nu fac acel lucru. Sau nu-l înțeleg, nu-l conștientizez până nu experimentez eu, înăuntrul meu. Dar înăuntrul meu îmi mă întâlnesc pe mine sau partea divină din mine? Înăuntrul meu întâlnesc pe toți cei care sunt eu. Înăuntrul găsim partea divină din noi. Și înăuntrul nostru găsim și hai să-i numim pe noi care am fost și altădată. Experiențelepciunea noastră pe care, să spunem așa, și cunoașterea noastră pe care o avem de altă dată, din toate existențele noastre, și care este acolo, într-o stare care latentă, stă și așteaptă. Și trebuie să o folosim. Și trebuie să o accesăm. Și în clipa în care o accesăm, înțelegem atât de mult, încât de aceea foarte multă lume capeți acea liniște și pace interioară, pentru că îți dai seama că nimic nu contează decât ceea ce este înăuntru. Îți aduce atât de multă liniște și pace când de multe ori faci astfel de meditații și respirațiile care le facem separat, în alt workshop, au exact același efect, pentru că te ajută să conștientizezi că, de fapt, programele în care noi trăim, din rațional, în care ne-am născut, care părinții noștri ne-au învățat, nu pentru că vor să ne facă rău, pentru că eu cred că le fac cel mai bine pe lume. Ne opresc să experimentăm dincolo de aceste limite. Și în clipa în care intrăm în inimă sau respirăm într-un anumit fel, începem și ne conectăm la noi, cei adevărați, la noi, energia care suntem, în afară de acest corp fizic. E vorba cumva de sinele superior? Da, bineînțeles, și categoric. În tehnicile de meditație pe care le facem, în permanență ne conectăm la sinele superior. Și pe măsură ce intri în inimă mai mult și meditezi mai mult, ajungi să ai o relație foarte intimă cu sinele superior. Și este cel mai important. Cel mai important. Și în același timp sunt persoane cu care stau de vorbă și este atât de interesant să-i aud, cum spun, știi, am făcut workshop-ul ăsta de 3 luni, de 6 luni, n-au depinde de cât l-au făcut. Și zice, uneori nici nu mai trebuie, nu că nu trebuie, nu sunt în meditație și simt ceva și acel lucru se întâmplă. Deci, eu nu cred, parțial e adevărat, dar parțial cred că mai este altceva. Este conștientizarea lor a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Pentru că întotdeauna noi rezonăm cu ceea ce simțim. Dacă mie mi-e frică de un câine, câinele ăla o să se ia de după mine. Dacă un câine mă latră și pe mine nu mă interesează, zic că e un câine, ce o să-mi facă? Și pe mai doar, o să mă abandoneze. Deci animalele simt. Exact așa și oamenii. Dacă intrăm în rezonanță cu cineva care simțim că e un spirit foarte puternic și ne e frică de el, asta poate să observe oricine unde lucrează. Toți au colegi care sunt mai agresivi și vor ei să fie. Și dacă cineva e mai timid, de cât este mai timid, cu atât îi dă mai multă putere celuilalt să vină să... Îl vampirizeze. Fac eu. Sunt eu. Și atunci, de aceea este important în clipa în care te cunoști pe tine și știi că nimic din toate astea nu contează
și scapeți acea putere interioară în adâncul tău, totul dispare, încet, încet. Da. Cum mai poți să relaționezi cu ceilalți? Pentru că ei nu sunt centrați în inimă. Și da. Se face o discrepanță între cei care nu sunt în inimă și cei care sunt în inimă. Da. Sincer să vă spun, nici nu contează în final. Pentru că eventual vor observa o schimbare. Sunt persoane care spuneau, am acasă probleme cu soțul, soția, soacra sau cineva, copilul. Și mi este foarte greu. Cum să stau eu în inimă? Când cineva țipă sau are discuții? Da. Zic, nu știu, facem un efort. Hai să vedem. Facem un efort. Când simți așa, aplici o anumită tehnică. Respiri, închizi ochii, spui un sunet, faci ceva să te aduci în zona, în inimă. Să simți că ai coborât în inimă. Mergi pe stradă, ce se întâmplă? Un anumit sentiment care nu se poate explica în cuvinte. Când pur și simplu stai în inimă, simți. E o căldură, o iubire, o pace, o liniște. Nu te superi pe nimeni. Și ce faci? Chiar pe cartea lui Dragul aici pe copertă se vede, este un câmp electromagnetic care pornește din inima noastră. Există un institut în America, se numește Heart Math Institute, în California, care de vreo 15-20 de ani nu studiază decât inima. Inima noastră e un câmp electromagnetic. Cel mai mare? Nu e cel mai mare. E raportat la corpul nostru, mărimea noastră, deocamdată. Deci acest câmp electromagnetic pornește din inima noastră și tot ceea ce simțim trimite în afară. Și Universul ce face? Sau stai aici vis-a-vis de mine, da? Eu simt ceva. Și ceea ce simt eu, primești. Dacă eu simt, cum vorba mai devreme, frică, teamă, nervozitate, o să simți și tu lucrul ăsta. Și atunci o preiei și tu. O preiei de la mine, mai ales dacă am cu acel sentiment foarte puternic. Dacă eu simt iubire, pace, indiferent ce zici, la un moment dat începi și te liniștești. E același efect ca atunci când cineva intră într-o cameră foarte zgomotoasă și începe și șoptește. Da. Trebuie neapărat făcută liniște acolo. Dar... Și atunci toată lumea începe și... Ce-ai spus? Ce-ți-a? Deci în clipa în care cineva vorbește încet, toată lumea începe și reduce glasul, volumul. Exact așa se întâmplă și cu acest sistem. În clipa în care simțim iubire, dăm iubire, indiferent cine zice ce zice, noi suntem în liniște și în pace. Dar totuși, cumva, tot se produce. Pentru că ceilalți din jurul nostru, cumva o să fim așa, să fim cam transparenți pentru ceilalți. Nu. Nu știu. Adică, cumva, nimeni nu o să ne mai observe. Pentru că suntem, cumva, un pic mai... Bine. Sus, așa. Adevărul este că, la un moment dat, s-ar putea să nu ne mai observe. Să devenim... Devenim, pe măsură ce să crești vibrația, cu cât mai mult îți crești vibrația, chiar să tradă vorba, la un moment dat, cu câțiva colegi și... Dramule, aparte dintr-o discuție, că noi uneori ne ducem și acapărăm pe dramul și punem atât de multe întrebări și sunt, nu pot să vă spun câte întrebări. Și spuneam, da, există acea posibilitate la un moment dat să începi să devii invizibil. Nu că ești invizibil fizic, dar ești, cum să spun, la greu moment, perceptibil. Și greu perceptibil. Și din cauza vibrației, și din cauza sentimentului, deci ceea ce dai. Și chiar discutam cu câteva persoane care le se întâmplă să meargă pe stradă, să dea lumea peste ei. Adică nu mai sunt, nu se interacționează cu ei. Și dar cauza este că au vibrația mai înaltă. Au vibrația mai înaltă. Mult și tipă și nivelul de conștiință. Și cu cât toată lumea vorbește și s-a vorbit atât de mult despre 2012, 21 decembrie, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, ce se va întâmpla în 2013, practic totul se rezumă la creșterea în conștiință și tranziționarea în următoarea dimensiune sau următoarele dimensiuni prin alterarea stării de conștiință. Toți cei care vor accesa aceste noi stări de conștiință, care este practic creșterea noastră, puterii noastre interioare, cine suntem noi, descoperirea noastră, ca la nivel de sine, vor avea încet, încet acces la această tranziție. Eu pot acolo să mă conectez și cu entități spirituale? Absolut. Cu ghizii mei spirituale? Absolut. Cu îngerii? Cu oricine. Cu oricine. Și vin. Oricine dorește. Deci aud chemarea noastră. Atâta timp cât este în iubire. Ce se întâmplă? Chiar cursanții care, experiența mea, asta a fost ceva ce mi-a fost sugerat de dramă și am făcut-o întotdeauna, pentru că mi s-a părut extraordinar. Ești în meditație și la un moment dat intri în spațiul sacru al inimii și spui
Vreau să chem. Deci îmi stabilez dinainte, eventual, sau ce simte în acel moment? Pe cineva care este sau nu mai este cu noi. Nu contează că este în viață sau nu, la nivel fizic. Și chem spiritul acelei persoane la care eu țin foarte mult. Mama, tata, copilul, pe cineva eu. Și vine spiritul întotdeauna, când ai accesat acel spațiu, spiritul întotdeauna va veni. Și răspunde și la întrebări? Și poți să stai să ai o conversație. O conversație. Deci cei care vorbesc cu entitățile, de obicei știu să-și acceseze... Haideți să vă spun ceva ca să vă fac să râdeți. Am terminat un workshop acest weekend și am avut un domn care este deosebit, îmi place extraordinar de mult. Și un pic logic, dar foarte, are foarte multă cunoaștere ancestrală. Nu a studiat mult, el știe. Și la meditația aceasta, zice, vine meditație extraordinar, trebuie să vă spun ceva, nu pot să stau, trebuie să vă povestesc ce s-a întâmplat. Doamne, zice, eu l-am chemat pe tata. Și aveam niște întrebări foarte specifice pe care vreau să mi le pun. Și a venit. Și ce a făcut? Îmi zice, hai nu jucăm și noi un tabinet? Dar zice, și a început soția lui care a zis, a început să râdă și eu îi spuneam, vreau să te întreb cu tare, hai mă, jucăm un tabinet, dar vreau să te întreb, hai să jucăm un tabinet. Ce, Doamne, dar nu m-am gândit la chestia asta de 20 de ani, tatălui a murit când avea 7 ani. Deci eu nu m-am gândit la tabinet, la tata de... Deci oamenii încep și simt că aceste întâmplări, imagini care revin, nu sunt din cap, că sunt lucruri la care nu te-ai gândit. Nu te-ai gândit de foarte mult timp. Deci nu te-ai programat ca să vezi ceva anume. Nu este ca și cum înainte meditație, intru meditație, zic ok, cu planul, planific ce văd și intru în inimă și atunci văd acel lucru. Când te detașezi și reușești să te deconectezi, vor apare imagini sau lucruri, ori nu te-ai gândit la ele niciodată. Dincolo de control. O, dincolo de control, da? Ei, și omul ăsta a fost atât, adică a fost atât de haios și incredibil. Soția lui care știa a început să râdă și nu-i plăcea lui să joace tabinet. Da, măi, dar vreau și aveam și niște întrebări serioase. Păi trebuia să-l inviți la un tari, să joci tabinet și trebuia să-l întrebi. Dar se întâmplă tot timpul, absolut tot timpul. Oamenii se conectează cu spirite iubite, se conectează cu sfinți, cu arhangheli. Asta prin iubire, dar celălalt... Nu, ce se întâmplă? Asta este o problemă. Am mai avut pe cineva la un workshop care a spus, zice, am intrat în spațiul sacru și toată așa am văzut pe ceva să mișcă, am văzut pe o femeie, o umbră. Și ai zis, o, pleacă de aici, pleacă de aici. Mi-a fost frică. Păi de ce să-ți fie frică? Păi poate demonul se decizeze. Nu, dar inima, ești în iubire. Și nu poate intra acolo? Nu poate, oricum, chiar dacă s-ar deghiza și a intra acolo, nu poate să-ți facă rău. Dacă tu stai în spațiu inimii, nu are cum. Nimic nu are cum, pentru că ești în iubire. Care, iubirea este o calitate a dimensiunilor superioare, de dimensiune 4, de dimensiune 5. Nu poți accesa dimensiunile superioare dacă nu ești în iubire. Iar noi ne conectăm în inimă, în cel mai mic spațiu din inimă, în ce? În dimensiunea 4. În acea unde este sămânța noastră divină. Este incredibil când faci anumite meditații și sunt oameni care le fac chiar pentru prima dată. Și spun, zice, Doamne, deci eram în cosmos. Zburam. Mi-arătau, nu știu cine m-a adus, cine m-a luat, îngerul meu, cine a fost, m-a adus. Eu am văzut o constelație. Eram în cosmos, eram în univers. Cum zicea Mihai Eminescu, cei care sunt în inimă, care simt iubirea, pot să atingă stelele. Exact. Și exact. El cumva fiind conștient de genul lui. Da. Pe deosebire de ea. Acum aș vrea să vorbim un pic despre exact programul, cum se desfășoară trezirea inimii luminate, cum faceți dumneavoastră. Bine, nu efectiv tehnice, dar câte zile durează? Bine, workshop-ul, în primul rând, îi încurajez pe toți care sunt interesați să intre să afle foarte multe detalii pe site-ul dramolo.net. Este foarte interesant pentru că dă foarte multe detalii care este interesant pentru toți cei care vor să participe. Cursul are, poate fi desfășurat în 5 zile sau în 4 zile. Depinde de timpul este. Majoritatea celor care predau acest curs încercăm să facem în 4 zile pentru că este foarte greu să rupem lumea din societate să vină să-și petreacă 4 zile dimineața până seara. Pe parcursul acestui workshop
se face, hai să spunem așa, un pic de cunoștințe generale despre geometria sacră, despre ce reprezintă de fapt spațiul sacru al inimii, îmbinate cu anumite exerciții, care inițial, poate la prima sau a doua zi, este greu de înțeles. Teorie, exerciții, o meditație, sunt așa ca niște piese dispersate. Și pe măsură ce ajungem la ziua a doua, unde se face ziua de vindecare, și este o vindecare prin sunet și muzică, care este lucrând direct pe chakra inimii, care vorbeam de curățările emoționale, care este nevoie să o facem, această ne liberă cât mai mult de traumele emoționale pe care le avem acumulate și care ne dau blocajele și stările de boală și așa mai departe. După care ne aducem focusul în ziua a treia și a patra în a lucra pe meditația unității care ne conectează la Mama Pământ și la energia Universului, la Tatăl Ceresc. Lucrăm foarte mult pe accesarea, pe meditație să accesăm spațiul sacru, cel mai mic spațiu din inimă. Lucrăm, vorbim despre iertări. Și, bineînțeles, lucrăm ar fi... De fapt, nu știm care e cel mai important. Vorbim despre Merkaba, ce este Merkaba. Și vorbim despre creația din inimă și cum să trăim în inimă. Și, nu știu, trebuie să ai o pregătire ca să poți veni sau? Pregătirea? Oricine. Pentru că eu vă spun ce mi-a spus Dragolo și după ce am făcut aceste 20 ceva de workshop-uri, am luat concluzia, am zis la început, poate că nu-i chiar așa, dar am învățat că câteodată este bine să nu pui întrebări, semne de întrebare la un maestru de 40, care lucra 45 de ani pe aceste teme. Și așa este. Sunt convinsă că sinele superior al fiecărui om îl duce acolo unde trebuie să ajungă. Au fost oameni care s-au înscris pentru workshop, s-au dat jos de pe listă, au zis nu, au cancelat și au venit până la înapoi. Sau sunt oameni care s-au înscris pe listă de 3-4 ori și în final au venit. Sunt oameni care s-au înscris, s-au anulat și nu au mai venit niciodată. Deci am ajuns cel la concluzia, deci prin mica mea experiență cu acest workshop, că într-adevăr sinele nostru superior ne duce acolo unde este pentru noi cel mai bine. Cel mai bine. Vreau să vă spun că tot în acest workshop a fost o experiență atât de plăcută care pot să vă spun, cred, eu am ajuns la concluzia că sinele nostru superior câteodată ne păcălește. Ca să ne facă să facem ceva. A venit la un workshop un tânăr care pe el îl interesa procesul creației. Pentru că prietenii lui au fost la un workshop, acum câteva luni și tot vin când facem meditații, că când sunt în România, ne întâlnim, mai facem meditații, recapitulare, ca să ne ținem proaspăt. Și eu zice, tot făcesc la meditație, dar până la urmă i-a explicat ce facem. Ce vreau și eu, pentru că el s-a convins de procesul creației, lucrează, pentru că prietenul lui a reușit prin meditație să creeze ce își dorea. Unu, două lucruri în ce își dorea. Ce vin și eu. Și prima zi când stăteam și întrebam fiecare cum te cheamă, cine ești, de ce ești aici, zice, eu am venit aici pentru că vreau să-mi creez un Bentley. Foarte frumos. Și pe el a fost domnul Bentley, tot workshop-ul. Dar am luat concluzia că pe el nu-l interesa atât de mult. Era spiritual, adică este spiritual, crede, este interesat, dar nu este pornit așa, serios, pe treabă. Sunt convinsă că l-a schimbat foarte mult, pentru că a avut niște trăiri deosebite în acest workshop, dar el a venit într-un fel așa. Și l-am întrebat la sfârșit, pentru că în ultima zi lucrăm pe activarea Merkabei, corpului de lumină și pe a crea prima noastră dorință, parte din procesul creației. Și l-am întrebat, ce ai făcut cu Bentley? Și că n-am creat niciun Bentley. Și până la urmă, dorința lui, prima lui dorință, de fapt, a fost așa. Nu știu ce dorință și-a făcut. Deci nu a fost sincer cu oamenii. Până la urmă, exact. Asta mi se întâmplă mie. Și se întâmplă la foarte mulți. Pleci, deci, logic, te gândești, îmi doresc cu tare lucru. Și poți foarte simplu să intri în meditație și să creezi. Este un anumit procedeu pe care învățăm și lucrăm cum să determini și așa mai departe. Și dragul meu ne spune același lucru. Îți cauți o slujbă. Există două posibilități. Unu, îți faci CV-ul și te duci la 50 de companii și le punești cu telefon. Sau stai frumos în mijlocul patului, pe fundul tău, intri în meditație și creezi. Și vor veni la tine. Universul va lucra în așa fel
Și îți va aduce acea oportunitate. Nu trebuie să faci tu ceva, adică să fii determinat, să fii... A, categoric. Să iei o atitudine. Da, da, da. Asta nu înseamnă că viața rămâne pe loc și o rămâne în patul meu. În meditație. Meditație. Meditez, nu știu, jumătate de oră, o oră. Eu continui viața normal. Ce se întâmplă însă, universul lucrează în așa fel, încât te întâlnești cu un prieten care nu l-ai văzut de 10 ani și spune, știi că compania mea are nevoie de cineva, nu te-ai gândit. Păi, dar tot mai căutam ceva. Sau... Și altul numesc coincidență. Da, exact, că nu există coincidență. Este numai sincronicitate, da? Deci, universul va lucra în așa fel încât să-ți aducă spre tine acele mici pilon de care ai nevoie să construiești acel ceva pe care tu îl dorești. Și dacă eu doresc un lucru și mă centrez în inimă, și meditez. Și este în contradicție cu ceva al altcuiva care își dorește contrar mie. Adică eu vreau să mă angajez la postul cu tare și vrea și el exact cu același post să se angajeze. Cum face Universul să împartă pentru amândoi să fie poate bine? Poate că Universul va crea altă oportunitate care e mai bună pentru persoana respectivă. Păi dar o să spună că nu și-a îndeplinit dorința. Să zică poate cum... că dorința aceea era mentală, era din logică, din creier, deci, era din inimă. Din două persoane care amândouă oriceva, numai una e sinceră. Cu siguranță una trebuie să fie sinceră, celălalt nu are cum să fie sinceră. Nu știu, putem să facem studii de caz. Tema asta. Nu știu, pe tema asta nu. Dar în general ce se întâmplă este că sunt persoane, am avut o doamnă care spunea tot așa, își dorea o casă. Bun, e normal să dorești lucruri materiale. Trăim într-o lume tridimensională. Avem nevoie de îmbrăcăminte, de scaune, de mașini. Și zice, mi-am dorit foarte mult o casă. Zice, dar am fost dezamăgită în meditație. Îți apar imagini, de aceea vorbim de puterea imaginii, vizualizare, dar nu din creier, ci din inimă. Da, da. Există un proces un pic diferit. Și zice, eu mi-am imaginat tot timpul o anumită casă pe care mi-am dorit-o. Și am intrat în inimă și am văzut așa o căsuță. Modestă. Am văzut așa modestă, am văzut așa de dezamăgită în meditație. Deci și m-am dus, era așa într-un fel de, un fel de pădurice, un părculeț, nu știu ce era. Deci și am intrat, și am intrat în casă. Deci când am intrat în casă, era atât de frumos și de cald și de plăcut. Deci, cum să spun, să... Ceea ce așteptăm noi din creier poate să fie total diferit atunci când dorim, de ce dorim în inimă, cu adevărat. Adică față ce vrem noi, de fapt, cu adevărat. Știți cum e să spune că întotdeauna primești ce e al tău, nu ce neapărat dorești. Eu pot să-mi doresc nu știu ce mașină, dar la mine o să ajungă mașina care e mașina mea. Păi și dacă te lupți din răsputeri să fie fix mașina aia, ce se întâmplă cu inima ta? La nivel, nu știu, dar pot să spun că nu-mi dau seama în ce măsură o să fie un anumit tip de mașină. Adică aici intrăm în lumea materială și logică. Păi, din răsputeri mă lupt. Adică nu contează inima și nimic. Mă lupt împotriva inimii. Atunci nu mai suntem în cap total. Da. Și ce se întâmplă la nivel energetic cu inima noastră? Sau la nivel spiritual cu inima noastră când noi... Pur și simplu ne pierdem. Deci rămânem cumva în lumea iluzie. Exact. Știți cum se spune? Că de fapt trăim într-o oglindă a adevăratei fericiri, dar de fapt asta e o fericire falsă. Și lumea materială este o fericire falsă, atâta timp cât suntem conștienți numai de material și lăsăm tot restul deoparte. Majoritatea oamenilor care încercăm să creștem în conștiință, să ne ridicăm în conștiință, este practic dorința noastră de a ieși din lumea falsă, creată, care e de fapt o iluzie. Da? Încercăm să ieșim din iluzie. Dar ieșim din iluzie numai atunci când putem să creștem la un anumit nivel de conștiință. Dacă rămânem aici jos, mai rămânem jos câteva generații, până când începem să ne trezim. Păi și ca să-i ajutăm pe ceilalți, nu trebuie să rămânem jos? Ba da. Dar să rămânem jos, conștient că rămânem jos. Deci să devenim conștienți de noi. Să devenim conștienți de noi. Nu neapărat să... Am mai avut un cursant odată care îmi spunea că el, la nivel de spirit, nu stă. Spunea, tocmai discutam de... Bun, stăm în inimă. Nu stăm în creier, stăm în inimă. Și stai în inimă și ajuns, faci tot ce poți pentru ceilalți. Zice, da, dar eu nu stau în inimă. Dar unde stai? Zice, eu stau aici. Deasupra capului. Deasupra capului. Da, și de ce? Pentru că acolo mă simt eu mai bine și mai în siguranță și dacă e să întâmple ceva, știu ce se întâmplă. Bine, tinerel, dar avea capacitatea
abilități deosebite. Dar nu era conștient că el nu putea să facă ceea ce avea de făcut atât timp cât el nu stătea în el. Da. Dacă eu, nu știu, urmez cursul Trezirea Inimii Iluminate, voi învăța cum pot să împărtășesc și altora acest curs? Sau am voie să o fac? Sau da trebuie și ceva nu. Anume? Da și nu. Pentru a putea predea cursul, este nevoie să devii acreditat și certificat de Dramolo. Deci trebuie să mergi la o pregătire cu Dramolo. În afară, în afară. Unde este da, domnul. Da. Dar, prin exemplul tău de viață, poți să-i ajuți pe alții. Dacă e doar să ajuți niște oameni să înțeleagă ce se întâmplă cu tine, prin modul tău, că te vei schimba, din anumite puncte de vedere, îți vei schimba modul în care simți, gândești, percepi lumea și pe măsură ce experimentezi anumite stări pe care tu ți le vei induce prin a practica aceste tehnici, te vor vedea și cei din jurul tău. Și încet, încet, știi, poate își vor schimba și ei opinia, optica, poate vor fi curioși să deschidă cartea, să citească, să facă un curs, să descopere. Cumva, nu neapărat cu acest curs. Acest curs, acest workshop nu este poate singura, nu e singura metodă de iluminare, dar este una dintre metode. Și poate undeva se va deschide și lor o cale. Deci așa oricine poate ajuta, orice persoană care a făcut acest workshop prin exemplul lor propriu de viață, poate ajuta pe cineva să schimbe optica. Dar dacă cineva dorește să predea acest curs, poate să meargă pe site-ul lui Dramolo și există un alt workshop care trebuie să-l facă unde se face pregătire pentru a deveni acreditat. Profesor promotor. Da. Uh-huh. Și vreau să vă întreb, nu aș putea folosi rugăciunea ca metodă de a intra în inimă? Da. Sau pot folosi orice metodă de a intra în inimă? Scopul cursului e, de fapt, să înțeleg că trebuie să intru în inimă. Exact, să intrăm în inimă. Și eu am mai descoperit ceva apropo de rugăciunea inimii sau rugăciunea în inimă. Intri în inimă, asta e despre experiența mea proprie, și spui o rugăciune în inimă. Rugăciunea aceea e atât de puternică decât majoritatea oamenilor care iau o carte de rugăciuni și o citesc. Dar, nu știu, mulți simt, mulți nu simt. Mulți citesc pentru că știu că trebuie să citească dimineața și seara o rugăciune. Sau niște rugăciuni. Și le citesc. Și adorm cu cartea, am văzut oameni de genul acesta, adorm cu citind rugăciunea, să trezesc, continuă să citească. Eu sunt conștientă că ei nu sunt pătrunși în momentul în care adorm cu capul în cartea de rugăciuni. Și iar mai adorm, iar mai se trezesc că, într-adevăr, sunt în inimă. Iar rugăciunea spusă în inimă, este extraordinar de puternic. Bănuiesc că nu trebuie să folosești carte dacă o zici din nu, nu, nu. Și chiar asta m-a întrebat și eu când la Dramolo mai are și un curs de avansat. Și la un moment dat făceam cursul de avansat și a făcut o meditație unde se făceau iertări în inimă. Deci iertăm pe cei care l-au greșit, rugăm să fim iertați și putem spune rugăciune. Și chiar l-am întrebat, trebuie anumită rugăciune? Deci poate să fie o rugăciune care îți place, sau poate să fie pur și simplu o rugăciune care o faci tu, pe loc. Ce îți vine ție? Ce rugăciunea ta? Ce simți? Deci nu trebuie neapărat să fie o rugăciune dintr-o carte religioasă. Ajunge la cerul 10? O rugăciune din inimă? Sunt convinsă. Pentru că numai momentul în care accesezi acel nivel, în cel mai mic spațiu, cum îl numim, cel mai mic spațiu din inimă, ești conectat în cerul 10. Și la cursa dumneavoastră. Că poți să rămâi acolo sau nu și bine să te duci în lumea asta reală, e altceva. Și la cursa dumneavoastră învățăm și mai multe așa tehnici de genul ăsta de a pe lângă rugăciuni, de a te conecta. Contează foarte mult tehnici. În inimă. Da. Da. Da, sunt. Și pentru că este un curs nou, relativ nou, ca să spun așa, pentru că Dramolo a mai avut acest curs Trezirea Inimii, Spațiul Sacru al Inimii, în ultimii câțiva ani, dar acum este combinat cu, nu numai cu procesul creației, deci cu activarea Merkabei din inimă. Deci Merkaba, care o facem în acest workshop, nu se mai activează. Cei care sunt familiari cu cursul precedent al lui Dramolo, care este Floarea Vieții și unde se activa Merkaba, erau 17 mudre, 17 respirații, deci era un proces complex, bazat mai mult pe logică, pe mental.
care a fost folosit ca să atragă mai mulți bărbați pentru că mai femeile erau interesate. Acum intrăm într-o era feminină. S-au schimbat lucrurile un pic. Deci, acest Merkaba acum se activează din iulie 2011, când a început pentru prima dată programul acest workshop, o activăm din inimă. Deci se intră în inimă și de acolo se activează Merkaba, care este o Merkaba, corpul nostru de lumină devine permanent. Deci nu mai trebuie făcută meditația ca pe sistemul precedent, 2 ani în fiecare zi, aproximativ, mai mult sau mai puțin depinde de persoană, ca acest corp de lumină să devină permanent, ci o activez permanent în meditație. Acest workshop care se ține are și continuitate, adică am 4 zile, le fac, dar mai aprofundez, mai există alt grad? Alt nivel? O maestrie? O există? Nu. Știu că toată lumea vrea maestrie și vrea diplome. Nu. Ce pot să spun este următorul lucru. Acest workshop îl faci pentru tine și pentru sinele tău, pentru binele tău. Nu există bine. Pentru tine ca să fii, să redevii, deci că ești ceea ce ai fost la formă originală. Și aici recomand oamenilor să citească Floarea vieții lui Dragolo, pentru că explică foarte mult cum noi ne-am desprins din acel un spirit și că suntem toți din acel parte. Din ce carte? Floarea vieții. Exact așa se numește. Floarea vieții se găsește, este tradusă în România, Floarea vieții, volumul 1 și 2. Recomand oricui să le citească, că sunt incredibile. Le găsesc, le găsește lumea pe Google, nu? Cred că se găsesc, da. Okay. Spuneau acum câteva persoane că se găsește un pic mai greu, dar se găsesc. Ei, și ce vreau să spun este că nu este atât de mult, deci facem acest lucru pentru noi. Nu este atât de mult pentru o maestrie sau pentru o diplomă. Însă există posibilități să continui să meditezi în grup. S-au format deja foarte multe locuri din lume unde sunt grupuri de oameni care au făcut acest workshop cu diversi profesori care și ei sunt acreditați, bineînțeles. Și sunt convinsă că toți se cunosc. Aici, în București, de exemplu, și România, unde am lucrat eu, sunt foarte mulți care am zis, ar trebui, eu zis, când o să fiu o nuntă, o botez, ceva, poate mă cheamă și pe mine, că s-au cunoscut, s-au împrietenit, să căsătoresc. Dacă nu veneam la workshop, nu se găseau. Deci au rămas și se întâlnesc și fac meditații împreună. Deci există această modalitate de a continua ca grup. Plus, nu știu ce măsură o fac alții profesori, dar știu câțiva care o fac, inclusiv eu. Atunci când mă duc într-un oraș unde am făcut cursurile, workshop-ul încerc să am cel puțin o zi în care să facem, să repetăm întrebări-răspunsuri. Oamenii întotdeauna vor avea întrebări ce știi. Și zic, dacă știu să răspund, răspund. Dacă nu, îl întrebăm pe Dragolo. Dacă nu știi nici Dragolo, și el ce trate, ce nu știu, o să caut. Și o să aflăm. Împreună, mai ales că este ceva nou, adică nu este ceva care se face de foarte mult timp. Deci există această posibilitate. Plus că oricine poate să intre pe site-ul lui Dragolo, dintre cei care au făcut cursul și au întrebări, și are o secțiune unde se pot pune întrebări. Și periodic înregistrează și el, așa cum stăm noi aici de vorbă, și ia întrebare de la Mihaela din România. Și întrebarea, eu și pune întrebarea. Și răspunde, știu sau nu știu, mă mai gândesc. Mie îmi place, este foarte drăguț și foarte candid, adică este unul dintre maestrii mei favoriți, pentru că el nu spune că știe tot. Lasă loc pentru a învăța lucruri noi. Pentru a învăța. Și el întotdeauna spune, zice, eu învăț de la voi mai mult decât învățați voi de la mine. Pe cam așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă. Și nu realizez lucrul ăsta până când încep să lucrez așa de mult cu oamenii. Am înțeles. Și există o carte care trebuie citit înainte sau există un material care trebuie studiat înainte de a face cursul Trezirei Iluminate? Este de recomandat ca cineva să citească cărțile lui Dragolo. Floarea vieții, volumul 1 și 2. Despre care ați amintit. Și Trăirea în inimă sau Spațiul sacru al inimii. Este important de ce? Am avut la workshop, cu toate că Dragolo a spus când am început să predăm acest workshop, când a fost primul curs pe care l-a făcut el în iulie 2011, a zis, zice, acest workshop, oricine care este deschis și cât de cât spiritual și deschis, da? Poate să-l iei de pe stradă
să-l aduci în camera respectivă, să-l pui la, să facă workshop-ul și va putea să facă. Atâta timp cât e deschis. Dacă e închis, ce eu nu vreau, nu pot, nu, nu încerci. Deci care vrea să vină. Însă ajută extraordinar de mult, adică este de recomandat să se citească aceste cărți înainte. De ce? Devii familiar cu un sistem, cu o terminologie, înțelegi ce înseamnă spiritul original, ce reprezintă floarea vieții, ce reprezintă, ce înseamnă geometria sacră care s-a desprins din floarea vieții, care este la baza tot ce este în acest univers, pe această planetă. Deci ai cât de cât niște concepte. Ce este, chiar și spațiul sacru, este mult mai greu să descrii într-un workshop, să petreci jumătate de oră să vorbești despre spațiul sacru, să clarifici anumite lucruri, să punctezi, să descrii și altceva să stai să înveți pe cineva de la zero. Și normal că în aceste workshop-uri încercăm să înțelegem prin întrebări și răspunsuri în prima oră ca să ne dăm seama la ce nivel este întregul grup și normal că lucrezi cu grupul la nivelul de cel mai jos, că interesul este să-i ridici pe toți, nu să ridici pe cei care știu și pe ceilalți îi lași pe acolo. Cel puțin eu, când fac aceste workshop-uri, interesul meu este ca la sfârșit toată lumea să aibă același rezultat. Deci nu lucrez numai cu cel care e fruntaș, cum aveam eu cu o profesoară pe la școală când eram copil și ea lucra numai cu ăla care avea nota 10 și care ridica mâna și ceilalți treaba lor. Deci interesul este să-i ridici pe toți. Sau măcar să le deschizi atât de mult curiozitatea încât să știi și interesul și dorința interioară încât să știi că acești oameni vor continua chiar dacă mai șchiopătă un pic față de altul. Deci este dorința lor și dorința lor de a persevera vine din experiența incredibilă pe care o au. Sunt încă ceva ce am observat și n-am înțeles asta când am fost eu la Dragul ăla, primul workshop la care am fost în viața la el, să terminam workshop-ul, era ultima zi și trebuia să părăsim unde am făcut workshop-ul, unde puteau ei afară și a stat omul ăsta până la 10 seara în fața intrării, acolo era așa o terasă, până a plecat ultimul om. Că să le semneze autograf, că să le răspundă la întrebări, că să facă poze, că tot ce dorințe aveau. Nu am plecat de acolo până când nu a reușit și făcea acest lucru în fiecare zi. Și în pauza de prânz, făcea și tratamente la cinea de tratament. Adică atât de multă dăruire să ajute pe cei care doresc să fie ajutați, bineînțeles. A fost incredibil și... Eu cred că există foarte multe persoane care în mod sigur vor să cunoască răspunsurile prin simțire, dar au o anumită îndoială. Dacă ceea ce o să facă sau o să vină pe drumul ăsta e bine sau rău. Cum pot ei să realizeze, să scoată îndoiala din inimă? Ca să poată să deschidă. Îndoiala nu vine din inimă, îndoiala vine din minte. Să scoată îndoiala din minte. Din rațiune. Din rațiune. Asta este problema. Întrebările lor sunt chiar după curs, de multe ori spun. Și mi s-a întâmplat cu tare lucru. Ce? Chiar așa? Cine vine? Logica. Mintea. S-a întâmplat ceva. Am făcut un exercițiu. Deci ceea ce doream să fac parte din exerciții, da? Și obțin ceea și imposibil. Nu se poate. Cine vorbește prin gura mea în momentul ăla? Mintea. Logica. Pentru că logica începe și se îndoiește de propriile mele capacități și încerce să te dea în spate. Chiar și a repeta ceva zilnic, acele 21 de zile sau acele 3 săptămâni. Nu, sunt anumite lucruri care după workshop ei trebuie să lucreze pe însăși o perioadă de 2-3 săptămâni. Cel mai bine 3 săptămâni, da? Și de multe ori le mai trimit către un e-mail pe grup. Ați făcut asta astăzi? Pentru că simt și știu că nu fac. Și unii o fac. Sunt foarte conștiincioși, alții să iau cu treburile. Eu personal, din experiență proprie, că am trecut și eu prin multe, oamenii spun, nu am timp. Și eu mă găsesc acum, spunând uneori, nu am avut timp să fac ceva. Dar realizez, zic, stai puțin, nu e adevărat că nu am avut timp, nu am făcut timp. Dar majoritatea spun acest lucru și le spun, dar timp să vă uitați la un film aveți?
Timp să mergeți în mall sau la cumpărături de orice fel de mâncare sau de îmbrăcăminte aveți. Timp să spălați rufe aveți. Timp să gătiți aveți. Deci avem. Chiar nu avem jumătate de oră într-o zi timp pentru noi. Care e cel mai important? Cel mai important. Și găsim, acestea sunt scuze, trimise de logica noastră. De ce logica noastră, creierul nostru, vrea să fie abandonat. Da? Simte că moare. Simte că moare. Și atunci dacă abandonăm creierul și ne retragem în inimă, unde de fapt sufletul, spiritul nostru a fost la origine în inimă, apropo, inima are și un mic creier al ei propriu, se găsesc între 40 și 50 de mii de celule de neuroni în inimă. Inima este primul organ în care se dezvoltă un copil, un embrion. Deci inima are creierul ei propriu. De aceea și inima are aceste capacități. Deci creierul se simte atacat. Creierul se simte în pericol, că va fi abandonat. Creierul fiind ego-ul, ego-ul, bineînțeles, acolo este ego. Și atunci, interesul nostru care este? Să lucrăm încet, încet, că nu o să spui dintr-o dată am abandonat mintea, te-am luat, te-am pus aici și eu trăiesc numai de aici. Întrebarea e bine să se întâmple acest lucru? Să disociezi mintea de suflet? Sau e bine cumva să o armonizezi? E bine să o armonizez. Deocamdată, așa cum vorbeam mai devreme, în lumea în care trăim, într-o lume tridimensională, avem nevoie și de minte. Dar mi-a plăcut foarte mult, un maestru a spus ceva care mi-a plăcut în mod deosebit. De ce să nu folosim creierul ca pe telecomandă? Să trăim în inimă, simțim, dorim și ne folosim creierul să facă ceea ce dorim noi. Deocamdată este invers, dacă stăm să ne gândim. Creierul ne spune nouă. Noi simțim ceva și dăm la o parte ce simțim și ce instinctul nostru ne spune că e bine pentru noi, ca să facem ce ne spune logica. Putem să inversăm lucrurile. Să simțim. Și de ce să nu pot eu să-mi aduc în realitate? Eu vreau să pictez. Și pictez frumos. Sunt bună. Dar mama îmi spune că ce bani o să facă din pictură. Mătușa îmi spune o să ajung să vinzi desene pe marginea trotuarului la mamaia. Sau lucruri de genul ăsta și atunci logic, am spune asta nu-i bine pentru mine și atunci mă fac avocat. De unde vine? Din logică, pentru că așa e bine. Și ți-amintești la 50 de ani? Ce ți-aduci dată? Făceam și la 50 de ani ți-aduce aminte în ce bine era. Și pe urmă sunt oamenii care încearcă să vadă cum îi iartă ei pe părinți, că i-au făcut să facă nu știu ce meserie pe care îi urez de moarte. Și da? Nu cred că e cazul numai a meserilor. Nu vorbeam de meserie acum, de alte lucruri. Și atunci, de asta este important. De ce să nu luăm invers? Să luăm, sunt în inimă, asta e ce-mi doresc, hai să-mi folosesc creierul. În primul rând să creez din inimă și să-mi folosesc creierul să observ ce apare în jurul meu, să fiu atentă la semne, sau dacă e nevoie să-mi folosesc creierul să fac ceva, pur și simplu, poate și logic, un lucru normal, dar pe măsura ceea ce doresc eu, aici, nu aici. Deci... Dar drumul la Melchisedec este... Are o legătură cu preoția pe Melchisedec în Reiki, ca sistem? Nu neapărat că are legătură cu Reiki, însă Drangolo, și el descrie în cartea lui foarte bine acest lucru și foarte frumos, Drangolo este un spirit venit din... este un spirit de Melchisedec, care este, hai să spunem, coborât pe pământ și a avut misiunea pe care o are acum de făcut. Deci este un spirit de Melchisedec. Și are o istorie foarte frumoasă și interesantă pentru cei care au curiozitatea să-i citească cartea. Și procesul lui de a-și readuce aminte și de a conștientiza cine este prin care a trecut. Este mult mai mare. Da. Are legătură această readucere aminte cu IQ, cu inteligența? Nu. Deci nu trebuie să fii un om inteligent ca să poți să intri în inimă. Știți ce este foarte interesant? Și atunci când intri și faci meditații în inimă și poți să faci pur și simplu, te duci și stai acolo și zici vreau să văd ceva, să înțeleg ceva. Se poate întâmpla aproape instantaneu. Dramul îmi spunea de geometria sacră, s-au scris atâtea cărți. Oricine poate să intre pe internet și pune Google geometrie sacră, sunt tone sau pietre. Petrecut oameni viață întregi studiind geometrie sacră. Poți să intri într-o meditație în inimă
Și să spui, vreau să experimentez geometria sacră, să înțeleg geometria sacră, să învăț geometria sacră, să înțeleg. Și poți, într-o meditație, că stai o oră, că stai două ore sau că stai un sfert de oră, nu contează în final, depinde de persoană, și experimentezi ce înseamnă geometria sacră. Pentru că devin parte din ceva ce se întâmplă. Poți să experimentezi momentul primordial când spiritul a început să se divide. Și ești acolo, ești în el, ești parte din ce se întâmplă. Pentru că tu ești, de fapt, o parte din spiritul ăla. Și te duce drept acolo. Și se întâmplă în fracțiuni de secundă. Eu am avut un băiat la un workshop care el a spus vrea să experimenteze iubirea. Iubirea pură. Nealterată să conectez Dumnezeu, dorința. Și vreau să spun că după ce l-am văzut eu că era cam ciudat în timpul meditației și tot să mișcare, de ce? Fai. A fost ceva, zice, într-un moment de ce mi s-a făcut mie așa un pic de frică, dar zice, Doamne, ce-o fi? Zice, pentru că pur și simplu și se întâmplă acest lucru și știu că pentru unele persoane este greu din cauza logicii să zică cum e posibil așa ceva. În clipa în care intri în aceste meditații și te conectezi la nivel de spirit cu spirite, cu Mama Pământ, care e un spirit, te ia pur și simplu și te duce și îți arată. Te ia și te duce. Te experimentezi. Înțelegi. În inima. Și l-au dus, pur și simplu ce m-au ridicat atât de repede, nu știu cine a fost, ci eu cred că a fost unul dintre arhanghel, că așa am simțit eu că avea niște aripi uriași, nu știu ce. Și zice, m-a dus atât de repede, parcă eram plumbină la un rollercoaster. Dar atât zice, mi s-a făcut rău de la stomac, mi-a venit să vomit și s-a făcut atât de rece, mă ducea, era cu o viteză, deci pur și simplu eram ca o rachetă. Vum! Și am ajuns în, exact am experimentat, îmi spunea, momentul de moarte clinică, când oamenii moarte clinică se conectează în iubirea aia divină, le simți numai iubire și vine și să râzi și să plângi. Deci era atât de frumos, deci mi era atât de fric și am crezut că mor. Nu simțit că mor. Nu știu ce problemez, gata, vreau înapoi. Pentru că asta e, de fapt, în orice experiență de genul acesta, tot ce este intenția. De fapt, se lucrează foarte mult pe intenție. Și intenția spun, vreau acasă, vreau, mă opresc, te lasă imediat jos. Și a curs, nu știu, dați și materiale? Dați CD-uri sau... Nu prea sunt foarte multe materiale deocamdată și știu că Dragul va pregăti un anumit set la un moment dat. Sunt anumite puncte, bineînțeles că oricine poate să își ia notițele, dă punct exact ce trebuie să facă ca tehnici, ca metode. Nu a fost foarte mult material dat, deoarece este un curs nou. Sunt încă profesori care sunt în perioada de pregătire și dorința de a avea, fi sigur că, cum să spun, cei care pregătesc mai departe sunt cei care sunt acreditați și care au trecut prin școala lui Tramolo și școala de pregătire, ca să o numim asta. Și pentru că suntem la final de emisiune, am o întrebare pe dumneavoastră. Ce recomandați sau ce ultim cuvânt aveți pentru cei care doresc să vină înainte la dumneavoastră? Eu doresc câteva lucruri. Primul lucru pe care îl doresc este ca toți cei care sunt interesați să facă acest workshop, să facă cu persoana cu care simte că e nevoie să facă, nu neapărat cu mine, pentru că trăim în unitate. Asta să nu așa. Deci ăsta este spiritul la ceea ce facem noi. Un alt sfat pe care îl dau oricărei persoane care dorește să facă acest workshop este să, dacă au oportunitatea, să facă o sesiune de respirație. Știu că în România respirația holotropică este mai cunoscută, dar mai există o respirație pe care lucrăm cu Dan Brule. Și la sfârșit poate o să le dăm și să intre. Da, o să afișăm în cadrul. Să intre, Dan Brule este și el un maestru din America care lucrează cu niște tehnici de respirație incredibile. Și pentru mulți din cursanții care au venit la mine, au făcut și aceste tehnici de respirație, pentru că îi ajută foarte mult să-și deschidă inima, să facă anumite curățări. Și le vine mult mai ușor, în afară de literatură care
păi, bine să citești înainte, te ajută foarte mult. Deci astea sunt pregătitoare. Pregătitoare. Deci cine are timp, vrea și poate, îi ajută foarte mult. În afară de acest lucru, tot ce pot să le spun este să intre pe site. Da, unde ar putea găsi... Deci, există în momentul de față, am un site care este în construcție, dar temporar există un site, se numește trezirea-inimii-blogspot.com, care este în românește, și mai am un site awakeningtheilluminatedheart.com. E pentru cei din afară? Cei din afară este în engleză. Și pentru români este trezirea-inimii-blogspot.com. Da. Dar să... Și acolo există și formulare de contact și de contact și formulare de înscriere și noutăți pe care le avem despre workshop în general, noutăți și despre alte seminare pe care le mai fac în România, în afară de acest seminar. În astfel de câte ori țineți de obicei cursurile? Sau în ce perioadă are anii? Da, este cam interesant. În ultimul timp vorbeam cu prietenii că am început să fac naveta între New York și București. Anul trecut am pot să spun cam la 2 luni. Am fost în România 2 luni, în America 2 luni, în România 2 luni, în America. Și deci... Și faci și acolo? Da, fel? Da. Am făcut și acolo și acum în primăvara aceasta s-ar putea să mă duc și până în Portugalia, Irlanda, mă duc înapoi în Macedonia, unde în Macedonia este un grup deosebit. Am făcut 2 workshop-uri în Macedonia, sunt niște oameni atât de deosebit. Deci este din ce în ce mai căutat acest da, sistem. Da, pot să spun că acest sistem, când Dramul a început acest workshop acum un an și nici un an și jumătate, dar un an și jumătate e deja, chiar s-a întrebat ce o să iasă. Adică nu era el hotărât să începe o nouă școală, această școală a readucerii aminte. Însă el are o conexiune foarte puternică cu 2 îngeri, care sunt îngerii lui, care permanent se discută cu ei ce pare de făcut de contact. Și a zis, ok, fac și școala asta. S-a apucat de școala asta. Este absolut incredibil câți oameni au venit la să facă cursul. Bine, nu toți au devenit profesori, nu toți au fost acreditați, dar sunt destul, un număr destul de mare, peste 100 în întreaga lume în momentul de față. Iar aceste cursuri, acești profesori de, au cursuri, în, pot să vă spun ceva ce pe mine mă uimește. În fiecare joi, vineri, sâmbătă și duminică, în fiecare al anului, nu contează că e Crăciun sau Paște, există cel puțin 7 workshop-uri undeva în lume, în același timp, dar în mai multe. Da, interesant. Ceea ce vă dați seama, eu am observat că energia se schimbă, bineînțeles, se schimbă energia în jurul nostru, sunt alte motive, dar este și conștiința de grup în sine, care practică aceste meditații, aceste tehnici, este din ce în ce mai ușor. Cu fiecare grup, nu pentru că am căpătat noi care facem acest workshop pe experiență, ci pentru că oamenii se deschid mult mai ușor. Și are de-a face probabil și cu trecerea noastră energetică, schimbarea de la, din masculin în feminin, dar are de-a face și cu creșterea numărului de practicanți. Și în aceste, că am înțeles că durează 4 sau 5 zile, câte ore pe zi durează? Durează de dimineață, în general, de pe la 9:30 până seara pe la 6:30 și pot să vă spun că după a doua zi, dacă spațiul este valabil și nu trebuie să evacuăm spațiul, oamenii ar sta și până la 10 seara. Atât de frumos. Atât de interesant, de frumos, li se deschide așa ca o, o cutie de întrebări care nu mai se termină și au fost situații unde, dacă nu am fost forțați de împrejurări să eliminăm un spațiu pe care îl închiriem și putem să stăm mai mult, am stat și până la 9:30 de seara. Da, și eu, de fapt, este o plăcere să fac acest lucru. Vă mulțumim foarte mult că ați venit la emisiunea noastră. Vă aștept când vă întoarceți din New York. Ați spus că ați plecat. O să plecați, nu? Curând. Da, da. Și sper că am fost o gazdă bună, că v-a plăcut emisiunea care am făcut-o. Ne vedem data viitoare. Seară frumoasă! Și eu vă mulțumesc frumos și ca un ultim sfat pe care pot să-l dau oricărui om care a urmărit această emisiune, este ca întotdeauna, indiferent ce face în metodele cu care lucrează pentru ei însăși, să folosească acele metode și să lucreze cu acei oameni care învață
cum să crească singur, să nu devină dependenți de altcineva. Da, mai ești, da, este eu. Cel mai bun sfat pe care pot să da cuiva, pentru că am avut parte de maestrii care m-au învățat pe mine să fac acest lucru, să lucrez eu cu mine și să nu devin dependent. Și în Reiki am avut onoarea să lucrez și plăcerea deosebită cu Dragoș și în respirație cu Daniel Lea, cu Drangolo, și pot să spun că sunt un om fericit că am avut astfel de oportunități în viața mea. Vă mulțumim frumos încă o dată. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Doamne ajută, ne vedem data viitoare.